So good evening, everyone. Thank you for joining us today. Hi, Silvana and everyone. Bună seara tuturor. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Hello, Rocco. Bună seara, Rocco. Suntem împreună cu Rocco Wunderle, facilitator Access Consciousness și creator al clasei de specialitate Corpul tău acustic. De fapt, de asta ne-am întâlnit în seara asta, să povestim puțin despre această clasă, care o să aibă loc în Sibiu la sfârșitul lunii ianuarie, 28-30 ianuarie. So I was telling them about your acoustical body class that's going to happen in Sibiu at the end of this month. So tell us something about the class. Well, maybe the first question is like, who are you as an infinite being, or what does it mean that I am an infinite being? Poate că prima întrebare ar trebui să fie cine ești tu ca ființă infinită sau cine sunt eu, ce înseamnă o ființă infinită. And like there is sort of like, how to say, it's like a dilemma. Like if I'm an infinite being, then how could it be that I'm struggle on the planet Earth? Like I don't have capacities and things are not happening like that immediately. Și de fapt, dacă sunt ființă infinită, cum se face că mă chinui pe pământ? Adică nu am capacități și lucrurile nu se întâmplă așa, bătând din palme. And so the question is that what is the space that we are functioning from, and what is it that sort of like surrounds us as an energy that we keep functioning from? Întrebarea este, din ce spațiu funcționăm noi și ce ne înconjoară pe noi ca și energie din care continuăm să funcționăm? Or what makes it so difficult to change the energy that we are functioning from? Sau de ce este așa de dificil să schimbăm energia din care funcționăm? So when you look into the mirror, you see your body. Când te uiți în oglindă, îți vezi corpul. And you sort of like make yourself equal to your body. This is your definition. What I see in the mirror, this is who I am. Și cumva tu te egalizezi pe tine cu corpul tău, adică ceea ce vezi în oglindă, asta ești. And anywhere you go, you use your body. You are together with your body. You continuously make yourself equal to the sensations of your body. Și tu te egalizezi pe tine cu corpul tău, oriunde te duci, ești cu corpul tău și te faci egal cu senzațiile corpului tău. So if something hurts your body, then you take it as it hurts you, the infinite being. Iar atunci când ceva te doare, când te doare în corp, o iei ca și când te doare pe tine, ființa infinită. If you go to sleep, like your body falls asleep, you, the being, you also switch off yourself, your presence, your consciousness, it's like turned off. Atunci când te culci, când corpul tău adoarme, cumva te deconectezi și tu ființa. So, actually, what is it that we are functioning from when we are so strongly connected with our body? Și de fapt, din ce zonă funcționăm noi când suntem atât de puternic conectați cu corpurile noastre? Actually, does it work to like that kind of a connection with the body? Și oare funcționează asta, o astfel de conexiune cu corpul? Or what have we decided about our body? Sau ce am decis noi despre corpurile noastre? And of course, like each and every lifetime, we face sort of like the limitations of this reality. Și în fiecare viață suntem puși față în față cu limitările acestei realități. And we live in a body that gets older, it becomes less flexible, and it slowly breaks down and dies. Și trăim într-un corp care în timp îmbătrânește, devine mai puțin flexibil și apoi în timp se devine defect și moare.
So of course, we have so many connection points to the sensations of the body and we function from the body. Și atunci evident că avem foarte multe puncte de conexiune cu senzațiile din corpul nostru și funcționăm prin prisma corpului nostru. Actually, how many of your body's perception is belonging to someone else? It's not even yours. It's not even about this body. Și de fapt, cât din ceea ce percepe corpul tău, nici măcar nu ți aparține, aparține altcuiva, nu aparține corpului tău. So actually what happens that we function from all the experience of the body that comes from mostly from other people, and it's all about your body is getting unhealthy and dying. Și de fapt funcționăm din experiența altor oameni cu corpul și atunci corpul se îmbolnăvește și moare. Like even you see your grandparents, like elder people, and you also stay connected with them and you sense their aging and their physical problems. Spre exemplu, te uiți la bunicii tăi, vezi că îmbătrânesc și cumva încep și le simți problemele și, și senzațiile din corp pe măsură ce îmbătrânesc. And actually, in the whole education system, everyone is teaching you that your body is aging, things over time are breaking down, deteriorating. Și de fapt, întreg sistemul educațional ne învață că în timp corpul se îmbolnăvește, lucrurile se deteriorează. So, from all angles, we sort of like functioning from this space where energetically, consciously, all the different ways we are deteriorating, we are breaking down. Și așadar, din toate aceste puncte de vedere, funcționăm din spațiul prin care încet, încet lucrurile se deteriorează și se strică pe parcurs. So, one way to change the space that you are functioning from is start to change your body. Așadar, o modalitate de a schimba spațiul din care tu funcționezi este să începi să-ți schimbi corpul. Like start to become more present with your body. Să începi să devii mai prezent cu corpul tău. And start to transform the body that is functioning from also from the limitations. So it's like we can call it like an electric body that's based on polarity. Să încep să schimbi felul în care corpul tău funcționează din limitări, îl numim un corp electric, adică are polaritate. In other words, your body is functioning from the physical or biochemical reactions. În alte cuvinte, corpul tău funcționează din reacțiile fizice sau biochimice. And what if we could start to change the body and transform it and move it from electric to acoustic? Și cum ar fi să putem să schimbăm corpul și să-l transformăm, să-l schimbăm din electric în acustic? What is acoustic? What is acoustic? Ce este de fapt acustic? And in other words, it's the quality of you, the infinite being. Acustic este de fapt calitatea ta ca ființă infinită. And we are getting back to that beginning, like who are you as an infinite being? And we were just only talking about your body, like why you are feeling so limited every day and all your life. Și ajungem de unde am pornit, cine ești tu ca ființă infinită, iar până acum am vorbit doar despre corpurile noastre, adică cine ești tu în fiecare zi din viața ta. So you as an infinite being, like you don't have a, like how to say, you don't have to wear a mask. You don't have to look the same every day. You can change. Tu ca ființă infinită nu trebuie să arăți la fel în fiecare zi. Nu trebuie să porți o mască. Tu poți să te schimbi. Like you can change all kinds of aspects of who you are and how you show up in this reality. Poți să schimbi diverse aspecte despre cum ești tu și cum apari în această realitate. And the amazing thing that your body also has the capacity to continuously change.
I don't include it like continuously deteriorate, but to continuously change or improve. Și interesant este că și corpul tău are această capacitate să se schimbe în mod continuu și nu mă refer aici la faptul că se deteriorează, ci la faptul că efectiv se schimbă, se îmbunătățește. And there are amazing energetic or body processes that we can use on the body that allows the body to transform from electric into acoustic. Și avem niște procese de corp uimitoare care pot fi folosite pe corp, care îi permit să se transforme din corp electric în corp acustic. In that sense, acoustic means choice-based. În acest sens, acustic înseamnă bazat pe alegere. Like to change the course of life or the course of aging or how things are deteriorating for your body and for the physical reality. Adică să schimbe cursul vieții, cursul îmbătrânirii și felul în care lucrurile se deteriorează pe parcursul vieții. Because each and every cells of your body and your whole body has the capacity to function from your choice instead of functioning from the reality. Pentru că fiecare celulă din corpul tău are această capacitate de a funcționa din alegerea ta în loc să funcționeze din această realitate. So again, acoustic body means the choice-based body. That's a body that is driven by your choice. Din nou, corp acustic înseamnă un corp bazat pe alegere, un corp care este condus de alegerea ta. And as your body starts to change, that is an amazing contribution to you, the being, because that sort of like will set you free. Și pe măsură ce corpul tău se schimbă, este o contribuție imensă și pentru tine ca ființă. But of course, during the process, using these energetic processes, it also has a contribution to the being. So the development or the change, the transformation happens on both sides at the same time. Iar aceste procese de corp acționează atât asupra corpului cât și asupra ființei, așadar transformarea se petrece pe ambele părți în același timp. So you, the being, start to change the energy, the space that you are functioning from, as well your body starts to change what it is functioning from. Așadar, tu ființa începi să schimbi energia din care funcționezi, la fel corpul tău începe să se schimbe modul din care funcționează. So all the different ways how your energy and your body's energy and capacities were like locked down, that starts to be released. Și toate formele în care capacitățile corpului și ființei tale erau blocate până acum, ele încep să se elibereze. And as it releases, you and your body starts to be into a different space, which is rather a communion than being dependent on each other. Și pe măsură ce aceste capacități se eliberează, tu și corpul tău începe să funcționați dintr-un alt spațiu, cumva în spațiul al comuniunii, în loc să funcționați în dependență unul față de celălalt. And as you move out of this space of limitations, more and more magic starts to show up in your whole life. Și pe măsură ce te îndepărtezi de acest spațiu și apă. It means, by magic, it may mean things that are not part of this reality, like capacities that you didn't have before. Like the capacities of the infinite being and the acoustic body starts to show up in everyday situations. Și prin magie ne referim la lucruri care nu fac parte din realitatea asta. Sunt capacități ale corpului tău pe care nu le-ai avut până acum și care încep să apară și să le poți folosi în viața de zi cu zi. Any questions you have? Or anything? Yep. Or anything? Dacă,
dacă a ieșit ceva la suprafață pentru voi sau dacă vreți să puneți întrebări. Like one of the things that we are all looking for is, who am I as an infinite being, and what would it take to move from the energy of everyday limitations into the space of infinite possibilities? Și întrebarea pe care ne-o punem des este cine suntem noi ca ființe infinite și cum ar fi să ne mutăm de la energia limitării la energia posibilităților infinite. Actually, there are exercises and different processes through which we can connect to the very core of the infinite being that we are. Și sunt exerciții și procese pe care le putem face pentru a ne conecta cu miezul nostru ca ființă infinită. And it's like this is the acoustic wave, to connect to it and to allow that to start to change our whole reality, the space that we are functioning from. Și aceasta este unda acustică și conectându-ne cu această undă, începem să schimbăm întreg spațiul din care funcționăm. It's like very, very similar to that. Maybe you've heard about it. Like if you would like to become rich, stay and spend your time together with rich people and their energy, their spaciousness, their consciousness about money starts to contribute to you energetically in all the different ways. Un exemplu este că atunci când dorești să devii bogat, începe să petrești timpul cu oamenii care sunt bogați, care sunt înstăriți și atunci energia lor și conștiința lor legat de bani începe să se transmită și către tine. Încep să percepi această energie a lor și să funcționezi din realitatea lor. In the same way, the more we function from the space of the infinite being we are, we start to have more information, more awareness, and more change about that in that direction. Iar cu cât funcționăm mai mult din spațiul ființei infinite care suntem, începem să avem mai multă informație și mai mult spațiu și mai multă schimbare. So would you like to have more magic in your life? Așa că întrebarea este, ați vrea să aveți mai multă magie în viața voastră? Would you like to have access to the capacities that you have as an infinite being? Ai vrea să ai acces la capacitățile tale ca ființă infinită? Would you also like to change your body? Ai vrea să schimbi corpul? Actually, you may have the question like, what about this electric or acoustic body? Like, do we already have capacities in this body that would tell us this acoustic wave is possible for the body? Și poate vă întrebați care e treaba cu corpul electric și corpul acustic și dacă deja avem capacități în corpul nostru care să ne ducă la această undă acustică. And like there is a thing called a homeopathic ailment, which is it's based on the vibration of certain minerals or things that can affect your body, your health. Există remediile homeopate care sunt bazate pe vibrația anumitor minerale sau anumite substanțe care pot să-ți contribuie ție și sănătății tale. So what they do, they put only the vibration of that substance into that pill, and when you take the pill, your body picks up the vibration, but the vibration has the information. Și de fapt ce fac ei este să pună doar vibrația acelei substanțe în pastilă, în acea pilulă și în momentul în care tu înghiți pilula, vibrația acelei substanțe se transmite în corpul tău și începi să funcționezi în acest sens. And the amazing part is that your body starts to change, it starts to recover. However, physically, it doesn't have, it's only a vibration that it had in the tablet. So it is able to respond to the vibration.
Și ce se întâmplă este că corpul tău începe să reacționeze la această vibrație, deși fizic nu, normal nu se întâmplă nimic, dar corpul reacționează, ceva se întâmplă. Like we were playing with such thing, like we went to a bio shop, or in other words, an organic shop. Ne jucam cu asta, am fost la un la un magazin de produse bio, organice. And then told the body, hey, now we are heaven, so you can take everything, all the vibration, all the energy, everything that you require. Allow that, take it. Și am spus corpului, ok, am ajuns în rai, acum poți să iei de aici toate vibrația tuturor substanțelor de care ai nevoie. Ai de toate aici, ia tot ce trebuie. And it started to be such a refreshing and an energizing and stimulating sensation. It was so amazing. Iar senzația a început să fie una energizantă și foarte stimulantă. But still, I told my body, hey, if you need anything physically, like take it, eat it, or drink it, then show me that as well, and I will buy it, no problem. Like it's... În același timp, i-am spus corpului meu, dacă ai nevoie ceva fizic, să bei sau să înghiți ceva, vreo pastilă, atunci spunem și le voi cumpăra. To me, it's like recognizing if your body still works partially, like electric, then take all that, like physically, all those substances, and as much it works like the acoustic part, then take all the energy, all the vibration, all the information. Pentru mine este important să faci, să accepți că corpul poate să funcționeze și energetic și atunci și electric și atunci să iei toate acele substanțe de care are nevoie și în același timp funcționează și acustic și atunci poate să preia vibrația substanțelor care îi trebuie. Cool. Do we have any questions or anything you would like to share or came up for you? Dacă aveți întrebări, dacă a ieșit ceva la suprafață sau vreți să ne împărtășiți ceva, ne-am bucurat, puteți să ne întrebați, să vă demutizați sau să scrieți în chat. Or anything that came up for you, Silvana? I was thinking about the energy pulls we did with the acoustical wave and how much that created for me and for everybody who was part of that. And can you tell us more about how can we use the acoustical wave in everyday life or in our creations or... Mm-hmm. Ce mi-am amintit că recent am avut o serie de trageri de energie cu undă acustică împreună cu Rocco și cât de mult a creat acea serie și acele trageri de energie și le-am întrebat dacă poate să ne spună mai multe despre această undă acustică și cum o putem folosi în viața noastră și în creațiile noastre. Thank you. Like previously we had a series, it's called the Acoustical Energy Pool series, and we combined the acoustic wave and this information with the energy pool to create even greater effect or magic. Seria s-a numit trageri de energie cu undă acustică și am combinat acest instrument al tragerilor de energie cu undă acustică pentru a crea mai mult, pentru a le face mai puternice. In the past, with friends, we were playing with this thing of the acoustic wave of a multi-million dollar global business. În trecut, cu prietenii ne jucam cu această idee de undă acustică a unei afaceri de mai multe milioane de dolari. Like what it means, the infinite possibilities and the infinite ways for you to generate and actualize a multi-million dollar global business. Care sunt posibilitățile infinite și felurile diferite în care tu poți să generezi o afacere globală de
milioane de dolari. For example, when you play with the acoustic wave of gold, it's like the infinite possibilities of generating or having gold in your life. De exemplu, când folosești unda acustică a aurului, este vorba de felurile diferite în care poți să generezi energia aurului în viața ta. Or the acoustic wave of money is the infinite possibilities of having and generating money. Sau unda acustică a banilor reprezintă felurile diferite în care poți să generezi și să ai mai mulți bani în viața ta. Like the amazing thing, we don't have to know how. It's rather about the how, and the information is inside, or it's part of the acoustic wave. It can show you. Nici măcar nu trebuie să știi cum se întâmplă asta, de fapt, cum. Informația asta se află în interiorul undei acustice. Ea îți va arăta ție ce trebuie să vezi. Like when you open up towards the acoustic wave, towards the space of infinite possibilities, you start to have access to that space. You start to have more and more possibilities really showing up in your life. Când te deschizi spre unda acustică, începi să ai mult mai mult, să vezi mai multe posibilități care apar în viața ta. Like things that are magical, things that you would never imagine it could happen to you, it can contribute to you. Lucruri magice, lucruri pe care nici nu ți-ai fi imaginat că ți se pot întâmpla ție. And so the amazing thing that people use it in so many different ways, like people are really, really creative with this. Și un fel interesant în care oamenii o folosesc, unii sunt chiar creativi cu asta. Like we were using it like during the class for like sort of like for magical healing to contribute to the healing process or the recovery process of the body. În timpul clasei o foloseam pentru vindecare, să contribuie procesului de vindecare a corpului. When we had like within 10, 15 or 30 minutes amazing changes in the client's body. Și în 10, 15, chiar 30 de minute am observat schimbări uimitoare în corpurile participanților. Like this is it, like when the body works like from the electric side, then it follows the biochemical progress. It means it takes as much time it has to take based on biology, based on the doctors, based on all this knowledge. Când corpul funcționează în modul electric, atunci vindecarea durează atât timp cât trebuie. Se bazează pe toate aceste substanțe biochimice, pe sfatul doctorilor, pe durata care este necesară vindecării. But when we open the space of infinite possibilities, like we apply the acoustic wave, then things start to change, like the change can show up even immediately, instantaneously in the body. Și când deschidem acest spațiu al posibilităților infinite, schimbarea poate să apară imediat, chiar instantaneu în corp. Like we had so many examples when, like testimonials, when during the class people have their eyesight improved, so they could put down the glasses. They didn't have to use it anymore. Am avut experiențe uimitoare din clasă și mărturisiri uimitoare din partea participanților. De exemplu, unii nu au mai avut nevoie de ochelari, le-a revenit vederea. Of course, it's funny because in different cultures, people wear glasses for different purpose. Like when we were in China, people, and in Taiwan, people were using, like wearing glasses to create sort of like a separation, like a distance between each other. Este interesant că oamenii poartă ochelari din motive diferite în diferite culturi. De exemplu, în China și Taiwan, purtau ochelari pentru a păstra o anumită distanță între ei și ceilalți oameni. So these people went to the optometrist, changed the glass into usual glass that has
you know, no cylinders and nothing, because their eyesight was perfect. And then we're wearing these kind of glasses to create that sort of like emotional distance. Și acești oameni mergeau la oftalmolog și își puneau sticlă normală la ochelari, fără dioptrii, doar pentru a crea această separare, această distanță între ei și ceilalți. Of course, we use it in many different kinds of healing, but the other amazing thing was when we were using it for electrical devices that sort of like crashed or somehow they were interrupted or went like broke. Am folosit-o pentru multe lucruri, dar un lucru interesant a fost că am folosit-o pe aparatură electronică care s-a stricat sau care cumva nu mai funcționa. Like I had a laptop and its ventilation, like the fan, somehow it get broken and it didn't allow the laptop to turn on because it would overheat. Aveam un laptop și căruia s-a stricat ventilatorul, iar din cauza aceasta laptopul nu mai pornea pentru că se supraîncălzea. And I tried like everything, like replace the battery, turned it on and off, like nothing happened. I was shaking as well, but nothing got better at all. Și am încercat în toate felurile. Ba și bateria, l-am stins, l-am reaprins de mai multe ori, chiar l-am scuturat, dar nu se întâmpla nimic. And then I started to recognize, okay, let's do some magic and run the acoustic process on this. And I was asking for the acoustic wave of the fan of the ventilator, like a brand new one. Și am zis, ok, hai să facem puțină magie. Și am folosit acest proces acustic pe laptop și am cerut unda acustică a ventilatorului să fie ca nou. And actually what happened, like after that, like the energy was like flowing very strongly. And then suddenly when it's finished, I was able to turn on the laptop again and it never gave that error message ever. Și energia a început dintr-o dată să curgă foarte puternic și apoi am reîncercat să aprind laptopul și de data asta a pornit, ventilatorul a pornit și nu mi-a mai dat acea eroare deloc. And you're talking about this acoustic process. What is it exactly and when do we learn it in class or do we learn it in class or what do we learn in class? Ne vorbește Rocco de acest proces acustic și de fapt întrebarea este când dacă îl învățăm acest proces în clasă și când îl învățăm, cum îl învățăm? What are you teaching us in the class? Ce ne înveți în clasă? Yeah, so part of the class is about all the different dynamics about the body, like how your body is controlled or how it's formed or built up. O parte din clasă se referă la dinamica diferită a corpului, cum este construit corpul nostru, cum funcționează. Like what are those things or belief systems or dynamics that are creating the illnesses or the problems even in your body? Care sunt acele credințe sau dinamici care creează limitările și chiar bolile în corp? Like, you know, you would like to have your own reality with your body, but these programs are sort of like overwriting your choices or the things that you would like to have. So they have sort of like power over your body. Tu ai vrea să... Can you repeat the first part? Like these programs have like power over your body. Aceste programe pe care tu le folosești cumva au putere asupra corpului tău și asupra felului în care tu vrei să-ți creezi corpul. So this part of the class is about to give you more information so we can change it. We can like get rid of these programs so you can have more freedom, more control over your own body.
Și o parte din clasă este să vă oferim informații legate de cum putem schimba aceste programe pentru a avea mai multă libertate și mai mult control asupra corpului nostru. And then also there is another part of the body which is about running and practicing like what is the acoustic wave and how you can sense it, how you can access your infinite being's core, the blueprint of the infinite being that you are. Și altă parte a clasei este să rulăm acest proces acustic de corp și să vedem cum putem să-l experimentăm, să vedem cum se simte și să accesăm acea amprentă a ființei infinite care suntem. And also how you can apply it on your own body. Cum putem aplica acest proces asupra corpului nostru. And it is also about learning to run these energetic body processes that's for the body and for the being. Și vom învăța să folosim aceste procese de corp pe corpul nostru și pe ființa noastră. So you can run it on yourself, allowing your body to sort of like start to transform from electric to acoustic. Și poți să le rulezi pe propriul tău corp și să-i dai voie să înceapă să se transforme din corp electric în corp acustic. And then we are magical. Yes. Și apoi devenim magici. And also you learn it how you can use it as a practitioner on your clients. Și evident, vei învăța și cum să folosești acest proces de corp ca și practician pe clienții tăi. Like one of the students who came to the class, like in the past, he was like an osteopath or a chiropractor, and he had so many clients, and like physically it was too much for him to deal with so many clients each and every day from Monday to Friday. Am avut un participant la clasă care era osteopat sau chiropractor. Și avea așa de mulți clienți că devenise foarte greu pentru el să facă față fizic de luni până vineri cu lucrând de dimineața până seara. And he wanted to improve his sessions or make the change quicker or faster or stronger the effect. Și evident a vrut să-și îmbunătățească și calitatea ședințelor ca schimbarea să apară mai repede și mai puternic, efectul să fie mai puternic. So we had the 3-day class on Friday, Saturday, Sunday, and Monday he went back to his office and started to apply it on his clients. Și am avut clasa vineri, sâmbătă, duminică, iar luni s-a întors la cabinet și a început să aplice acele procese de corp pe clienții lui. And one of his clients who was coming to him like very often, he had some issues with the calf muscle, that's the lower leg muscle. It was like very strong and stiff, like concrete, and he was unable to fix it, to make it relaxed for longer periods. Și avea un client care avea mușchiul gambei foarte încordat, era ca piatra și era... devenise imposibil pentru el să relaxeze. Nu a găsit nicio modalitate să relaxeze, să detensioneze mușchiul. And then during his treatment, he started to apply this acoustical energy, like body practice or treatment. And the client also recognized it. And within like a few minutes, an amazing, enormous change happened on the calf muscle, like butter. It started to melt away. Wow! Și a aplicat acest proces de corp al undei acustice și dintr-o dată chiar și clientul a recunoscut energia și a început mușchiul gambei, a început să se relaxeze, să se topească, era ca moale ca untul. So the client told him, wow, you are doing something else, it's so different, it's so amazing, it works amazingly. Și clientul chiar a recunoscut și l-a întrebat, faci ceva diferit, este uimitor ceea ce faci, este diferit. So he was keep applying this practice, this kind of treatment on all his clients, and then he was facing a new problem. Și a început să aplice aceste procese pe toți clienții lui și a dat de încă o problemă. Because like he had
like set up like 30-minute sessions with the clients, but after 3 or 5 minutes, the whole thing that the client came for what was fixed. So they were just sitting there and didn't know what to do with each other for the rest of the 25 minutes. Își setase ședințe de 30 de minute cu fiecare client, dar cu acest nou lucru pe care îl făcea, lucrurile se rezolvau, problema se rezolva în 3, 4, 5 minute și nu știu ce să facă el și clientul cu restul de timp. So he faced again another problem, like how can I charge money for something that only takes 5 minutes? Și a dat de o altă problemă, cum poți să cer bani pentru ceva ce durează doar 5 minute? I think these are the sweet problems we all would like to face. Și cred că aceste probleme dulci sunt cele pe care cu toții am vrea să le rezolvăm. So it's if you are a practitioner of any healing practice, if you are working with clients, it can add such a different layer to your business. Și dacă ești practician și lucrezi cu clienți, dacă ești vindecător în orice fel, aceste procese pot să fie o contribuție foarte mare în afacerea ta și în felul în care lucrezi cu clienții. So it's sort of, in other words, it's also a technique that it's not just something that we can do as facilitators, but those people can also use it and practice with that who are coming to learn it. So it's something useful for them. Și nu este ceva ce doar noi facilitatorii putem să folosim și să învățăm, este pentru oricine vrea să învețe aceste procese, să le folosească chiar și pentru ei. So there are no prerequisites to this class. No prerequisites? We are starting from the base, like everyone can join and we sort of like build up from scratch. Această clasă nu are precondiții, este pentru toată lumea, oricine poate participa, începem de la zero, începem cu baza, toate vor fi explicate. And if like the class includes the audio recordings, there's a translated manual and a certificate so you can practice with that. Veți primi înregistrare, clasa va fi tradusă, veți primi un manual tradus, o diplomă de participare, ca să puteți practica. And also we come together from time to time, like monthly or every second month, and because there is another part which is a contribution process, which is like making a contribution and create a change in different areas of the world. Și ne vom întâlni lunar sau bilunar pentru că mai este încă o parte, se numește procesul contribuției și se referă la cum putem să fim o contribuție în diverse părți ale lumii. So what is it exactly? Do we meet monthly after the class? Yeah, it's like we form a community and we work together to contribute to the planet, to certain changes. No, that's amazing. Și cumva, da, vom forma o comunitate și ne vom întâlni o dată pe lună să contribuim planetei și schimbărilor de care sunt necesare pe pământ. Of course, you don't have to join, and the amazing thing, like one person, just oneself alone can create amazing change. We don't have to join like hundreds together. Și, bineînțeles, asta este opțional, puteți sau nu să vă alăturați și, de fapt, o singură persoană poate să creeze lucruri uimitoare doar singură, nu trebuie să fim sute. But what would it take to be hundreds of us? Dar cum ar fi să fim sute? Like, even just from Romania. Wow. Chiar doar din România. because worldwide we have hundreds, but what would it take to reach that, like even from one country to get that? What would it take? Deja sunt câteva sute de practicieni care fac asta din toată lumea, dar cum ar fi să fim și noi din România? Să fim cât mai mulți. So we are inviting everyone in Sibiu, whoever wants to join. Mm-hmm. Vă invităm în Sibiu. Începem în 28 ianuarie. Oricine dorește să ni se alăture.
Class are două părți, so the class has two parts, right? First day and then day two and three. Este prima zi și apoi a doua și a treia zi. Can you talk about this a little bit, about the structure of the class, how they can join, how they can choose just one or the three days? Să ne vorbească puțin despre cum putem alege doar prima zi sau toate cele trei zile ale clasei. Like, if you wish, you can join only the first day of the class, and in that case, the structure of the first day, it is about all the different dynamics of what are building up your body and to get start to clear it and change it, get rid of it. Puteți să alegeți să participați doar la prima zi a clasei, la clasa introductivă, și acolo să vorbim despre diversele dinamici ale corpului, dinamicile ascunse. O să învățăm cum putem să schimbăm asta, o să fie facilitare. And of course we learn like a process of how you can connect and access the acoustic wave of you, the infinite being. Și vom învăța acest proces despre cum putem accesa unda acustică a ființei infinite. To have your own experience and practice it even after the class. Să aveți propria voastră experiență și să o puteți exersa chiar și după clasă. And if you would like to come further, then there is a second and a third day you can join. Și dacă doriți să mergeți și mai departe și mai adânc, puteți participa la ziua a doua și a treia. And during the second and third day, we would practice and learn these specific energetic body processes about the acoustic body treatments. Iar în aceste două zile vom învăța procesele de corp, despre tratamentele corpului acustic, aceste procese de corp pe care le vom exersa. Of course, also we go into those areas of what is choice, what is change, what is contribution, what is free will. Bineînțeles, vom accesa și alte zone despre ce este schimbarea, ce este contribuția, ce este alegerea, ce este liberul arbitru. Like what is miraculous healing? How do you use the acoustic wave in different areas of life, in different situations? Ce este vindecarea miraculoasă și cum putem folosi unda acustică în diversele arii din viața noastră? And we go much deeper and you can practice on yourself and swap with others these energetic processes. Și o să mergem și mai adânc și veți exersa unii pe alții și veți învăța să exersați și să lucrați, să le aplicați aceste procese și pe voi. And so if you attend all three days, then you receive a certificate, the audio recordings and also the manual translated into your language. Iar cei care vor participa la toate cele trei zile vor primi manualul, vor primi diploma, înregistrările. So that means as a practitioner, you can practice this in the future and you can give this session, this acoustic body treatment to your clients or to anyone you wish, and you can charge money for that as well. Iar în baza acestei diplome, ca și practician, poți oferi sesiuni cu acest proces de corp clienților tăi sau oricui dorești. Și poți, bineînțeles, și să primești bani pentru asta. Like the main purpose of this treatment is to connect people with their blueprint, with their infinite being, with the acoustic wave of who they truly be. Și scopul principal este de a conecta pe oameni cu unda lor acustică, cu amprenta ființei infinite care sunt ei. But of course you can use it for miraculous healings or to change situations that your client or yourself are stuck in. Puteți, și bineînțeles, puteți să o folosiți pentru vindecare miraculoasă sau pentru a rezolva anumite situații în care voi sau clienții voștri sunteți blocați. So what else is really possible here? Like, what would it take to have more and more and even more magic in all of our life? Și ce altceva este posibil aici și cum ar fi să avem și mai multă, și mai multă, și mai multă magie în viața noastră și a tuturor.
I'm excited. Eu abia aștept clasa asta. It is the second time you are coming to Sibiu. Oh, wow. Yes, yes. The first time was with the breaking out of the Prison of Abuse class. Yeah. Yeah. Este a doua oară când avem pe Rocco la Sibiu cu o clasă de specialitate. Am avut și clasa eliberează din robia abuzului și a fost minunată. Because actually these two topics for me are really like contributing to each other, like infinite being and abuse. Pentru că pentru mine aceste două subiecte își contribuie unul altuia, ființa infinită și subiectul abuzului. Because like we all looking for like the capacities of the infinite being and start to function from that even here on planet Earth. Pentru că de fapt ambele se referă la capacitățile ființei infinite și cum poate cum putem noi să funcționăm cu aceste capacități aici pe planeta Pământ. But you know, unfortunately there are a lot of abusive people in our environment. And when you go home after a class, you have to deal with these people who are sort of like trying to pull you back and push you down. Dar din păcate, în viața noastră și în viața de zi cu zi întâlnim multe situații sau mulți oameni care sunt abuzivi și de câte ori pleci de la o clasă, te lovești de aceste persoane sau situații care încearcă cumva să te tragă înapoi spre realitatea lor. So it's sort of like a combination of be able to deal with abuse and also function from the space of infinite possibilities as an infinite being. Și de fapt, asta contribuie și felul în care tu poți să înveți să gestionezi situațiile abuzive și înveți în același timp cum să funcționezi tu ca și ființă infinită, cu posibilități infinite. Like, what would it take to start to change this whole reality, to melt down all the polarity, all the limitations? Și cum ar fi să putem schimba această realitate, să topim toate limitările și toată polaritatea? And to start to have that future that you desire to have, a future that creates much greater for everyone. Și să poți să ai acel viitor pe care ți-l dorești, acel viitor care creează mult mai mult și mult mai măreț pentru toată lumea. You know, where we as infinite beings, we develop so much, we step into our power so much that magic starts to be part of everyday life for all of us. Noi ca și ființe infinite ne dezvoltăm așa de mult și evoluăm așa de mult încât puterile noastre și magia noastră începe să aibă efect asupra tuturor din viața noastră și asupra întregii noastre vieți. So, thank you so much. Thank you for joining us tonight. And if you have any questions, please feel free to contact Silvana and as a host and a translator. And what amazing days we can have in Sibiu. Mulțumim că ați fost alături de noi în seara aceasta și dacă pe parcurs apar întrebări sau doriți mai multe informații despre clasă, puteți să mă contactați pe mine, eu voi fi gazda lui Rocco în Sibiu și sperăm să ne vedem cu cât mai mulți dintre voi și oare ce putem crea împreună. Thank you, Rocco. Thank you for this conversation. And see you soon in Sibiu. Thank you so much, Silvana, and see you soon. And have a beautiful night. Ne vedem în curând, seară frumoasă. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.